Bună ziua, sunt Iuliana Maraciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Clădirea președinției a fost înconjurată astăzi de poliție și geniști după ce un bărbat, aflat la evidența medicului psihiatru, a anunțat că în interior a fost pus explozibil. Alerta s-a dovedit a fi falsă. Poliția de frontieră anunță că în ultimile 72 de ore a descoperit 7 certificate false de vaccinare. Persoanele care le-au prezentat nu și-au recunoscut vina. Angajații unei companii de pază au imobilizat până la venirea poliției un individ care urmărea o copilă de 12 ani. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de luat vedere. Șapte certificate false au fost descoperite în ultimile 72 de ore de poliția de frontieră. Persoanele care dețineau actele eliberate ilegal au vârstele cuprinse între 29 și 63 de ani și sunt originare din raioanele Vulcănești, Comrat și Tighina. Oamenii legii afirmă că făptașii nu au recunoscut faptul că au cumpărat certificatele de imunizare fără a primi vaccinul. Responsabilii de la poliția de frontieră nu ne-au răspuns deocamdată la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii. O fetiță de 12 ani a tras o sperietură zdravănă din cauza unui individ care o urmărea pe stradă. Când a văzut că bărbatul se ține din urma sa, fata a intrat într-o farmacie și a cerut ajutor. Angajatele de acolo au chemat serviciul de pază care l-a imobilizat pe individ, iar la scurt timp la fața locului a venit și poliția. Incidentul a avut loc acum o săptămână, dar a fost făcut public aseară pe rețelele de socializare. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare, se vede cum angajații unui serviciu de pază intră în farmacie și îl imobilizează pe individ. Aceștia au încercat să afle de ce bărbatul de 31 de ani a urmărit minora. Ce vrei, Nu au reușit însă să obțină un răspuns clar de la acesta. Fetița a povestit în lacrimi că a tras o sperietură zdravănă. Ce vrei, la tine? Ce vrei la tine? Spune ce vrei. Vorbim, nu vorbesc, și eu te-am stat și el mi-a spus că curs un minut eu vin și eu m-am speriat și m-am dus aici și el a venit după mine. După ce angajații serviciului de pază l-au imobilizat, la fața locului a ajuns și poliția, care l-a escortat pe bărbat la inspectorat. Oamenii legii spun că incidentul a avut loc săptămâna trecută în sectorul Buiucani, în jurul orei 19. După discuțiile cu fata de 12 ani, polițiștii au constatat că aceasta s-a speriat după ce individul s-a certat cu o femeie într-o troleibuz, după care a ieșit din transportul public odată cu ea și a urmărit-o. Pentru huliganism nu prea grav, bărbatul s-a ales cu o amendă de 3.500 de lei. Pe străzile din Chișinău, ca pe pista de curse, doi șoferi s-au luat la întrecere pe bulevardul Dacia, circulând cu peste 150 de km pe oră. Cu ce s-a încheiat totul și ce spune poliția, aflați în jurnal. Turul 2 al alegerilor din Bălți va avea loc pe 19 decembrie. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală după ce Marina Tauber a fost exclusă din cursă, iar scrutinul care urma să aibă loc duminică a fost suspendat. Peste două săptămâni, lupta ar urma să se dea între candidatul independent Nicolae Grigorișin și cel înaintat de comuniști și socialiști după ce Boris Marcoci de la PAS s-a retras din cursă. Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se stabilește pentru data din 19 decembrie 2021 turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți. Consiliul Electoral al circumscripției electorale municipale Bălți numărul 2 va aproba prin hotărâre textul buletinului de vot pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Astfel, președintele CECA a anunțat că în cel de-al doilea tur merge candidatul plasat pe locul 3 după primul tur. Dacă unul din cei doi candidați se retrage din cursa electorală până cel târziu cu 7 zile înainte de ziua votării, scrutinul se va desfășura între candidatul rămas și următorul candidat
care a acumulat cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Așadar, conform voturilor acumulate în primul tur de scrutin, candidatul PAS, Boris Marcoci, urma să se dueleze cu independentul Nicolae Grigorișin. Imediat după decizia Comisiei Electorale Centrale, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că își retrage candidatul. Următorul, conform voturilor acumulate, este candidatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Alexandru Nesterovski. Acesta deocamdată nu a venit cu un comentariu. Alegerile locale din Bălți au loc după ce Renato Usatăi și-a dat demisia, fiind supărat că localnicii nu l-au votat la scrutinul parlamentar. După primul tur de scrutin în cursa pentru primărie au rămas candidatul partidului Șor, Marina Tauber, care a obținut 47,93% din voturile alegătorilor, și candidatul independent Nicolae Grigorișin, care s-a poziționat pe locul 2 cu 20,93%. Pe locul 3 s-a clasat candidatul PAS, Boris Marcoci, cu 14,8%, iar cu două voturi mai puțin, pe locul 4, s-a poziționat candidatul Blocului Socialiștilor și Comuniștilor, Alexandru Nesterovski. Comuniștii și socialiștii cer demisia membrilor CEC care au suspendat scrutinul de duminică de la Bălți. Aceștia invocă încălcări ale legislației și a codului electoral, dar și mixtiune politică în decizia Comisiei Electorale Centrale. Totodată, deputații blocului PCRM-PSRM au solicitat procuratorii generale să pornească o cauză penală pe acest caz. Reprezentanții PAS susțin că organele de drept și-au făcut treaba așa cum erau obligate să o facă. Legislația națională, codul electoral al Republicii Moldova au fost călcat în picioare. Acei membri a Comisiei Electorale Centrale care au votat, au adoptat această hotărâre, după părerea mea, sunt posibili să fie cercetați penal. Comuniștii și socialiștii susțin că vor cere procuratorii ca cei care au luat decizia de suspendare a alegerilor să fie trași la răspundere. Ne adresăm procuratorii generale cu scopul de a trage, de a iniția, în primul rând, anchetă și de a trage la răspundere factorii de decizie, acei care au luat decizii abuzive și acei care au încălcat legea. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale nu au reacționat deocamdată. Semnalul pe care l-au transmis cu întârziere, dar l-au transmis instituțiile, este că culiocarii, toți bandiții care au făcut până acum campanie electorală, prin manipulare, prin trișare, prin folosirea banilor murdari, s-o cam terminat. Igor Grosu a respins acuzațiile apărute în spațiul public, precum că guvernarea ar sta în spatele acestei decizii. În ziua când încă CEC nu luase decizia care a luat-o, trimișii acelui partid politic umblau cu oferte financiare prin târg, către CEC, evident că nu către mine. Nu a trecut la CEC ispita, s-a mutat în altă zonă, s-a mutat la nord. Grosu însă nu a vrut să dea mai multe detalii, sunt aberații, a spus în replică Marina Tauber. Eu cred că domnul Igor Grosu are fantezie prea mare. Mașina domnului Taupă cumva a fost alături de Curtea Supremă de Justiție noapte. Noi cunoaștem că mașina Ministerului Justiției, la fel, a fost alături de Curtea Supremă de Justiție din Chișinău. Spuneți-mi, vă rog, ce au făcut toți funcționarii aceștia? În plenul Parlamentului, Tauber a propus să fie semnată o declarație privind capturarea statului. În timp ce o citea, a fost întreruptă de Igor Grosu, care a îndemnat-o să o lase pe mai târziu. Republica Moldova a ajuns în captivitatea unui grup de sociopați imprevizibili și extrem de periculoși, care nu se supun Constituției, legilor și nici unii norme de drept. Stimați colegi, doamna situația... Tauber, nu vă spărați, dumneavoastră la ordine de zi sau la declarații. Noi avem ora declarațiilor la finalul zilei. Marina Tauber afirmă că va contesta excluderea sa din cursa electorală la CEDO. Partidul Șor, al cărui lider este condamnat la închisoare pentru fraudele de la BEM, trebuia scos de mult în afara legii. Asta crede liderul interimar al platformei Dadinu Plângău, care mai spune că nu este prima oară când în instanță sunt prezentate probe care demonstrează că reprezentanții acestei formațiuni corup alegătorii și comit abateri în timpul campaniilor electorale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În Profunzime, la care s-a discutat despre excluderea Marinei Tauber din cursa pentru primăria Bălți. Responsabilii partidului Șor ne-au spus că nu comentează acuzațiile. La fiecare scrutin electoral, acest concurent electoral, Partidul Șor, comite abateri de la legislația electorală,
ceea ce cumva arată în mod evident că concurenții electorale în perioada electorală nu sunt pe poziții de calitate. Luând în ansamblu activitatea acestui partid politic, trecutul glorios, noi am pledat de fiecare dată ca să fie inițiate procedurile de scoaterea acestui partid în afara legii prin sesizarea curții constituționale. Iar deputatul Pasolesa Stamate a spus că nu este pentru prima oară când membrii partidului Jor sunt excluși din cursa electorală pentru abateri în ceea ce privește finanțarea campaniei. Este al patrulea candidat al acestui partid care este exclus din cursa electorală exact pentru nereguli financiare, adică pentru nedeclarare sau depășirea cheltuielilor permise în campanie. Deci cumva atestăm așa o abatere sistematică de la normele prescrise de codul electoral în ceea ce ține de finanțarea. Cei de la guvernare resping acuzațiile Marinei Tauber privind implicarea președintelui Maia Sandu în luarea deciziei de a o exclude din cursă. Vicepreședintele CEC Pavel Postică spune că hotărârea a fost luată după ce concurentul electoral a fost mai întâi avertizat să respecte legea. Noi probe am avut încă înainte de primul tur de scrutin și atunci am fost un pic mai toleranți față de acest concurent electoral, tot pentru utilizarea cheltuielilor nedeclarate prin diferite scheme de ascundere a resurselor efective plătite pentru materialele de publicitate, pentru bannerele stradale, am aplicat o sancțiune cu avertisment. Cei de la Promolex, care au monitorizat campania electorală, critică decizia CEC de a suspenda cel de-al doilea tur de scrutin, deoarece legislația electorală nu prevede acest lucru. Acea hotărâre a CEC-ului a fost una incorrectă. Deci noi nu am găsit în codul electoral o normă care ar permite suspendarea turului 2. Avem o legislație destul de lacunară. Marina Tauber retras și exact, cu următorul candidat. Articolul 51.7, dacă nu greșesc, spune foarte clar că în astfel de situații, în dreptul candidatului care a fost scos anulat, din cursă, da, se aplică mențiunea retras, iar alegătorii vin la alegeri și votează doar pentru cel care a rămas în cursă. Ce sens? Marina Tauber a fost scoasă din cursa electorală la solicitarea Comisiei Electorale Centrale pentru că nu a declarat toate cheltuielile din campanie. Mai exact, Tauber nu a inclus costurile pentru hrana simpatizanților săi în valoare de peste 34.000 de lei, depășind astfel plafonul maxim stabilit de CEC cu cel puțin 9.000 de lei. Comisia Electorală Centrală a luat această decizie după ce Nicolae Grigorișin și Arina Spătaru au solicitat să fie verificate rapoartele de cheltuieli depuse de candidata partidului Jor, acuzând mai multe nereguli. Oamenii legii și salvatorii au fost puși pe jar astăzi după ce un bărbat a sunat la 112 și a spus că o persoană care confecționează bombe artizanale ar urma să plaseze una în clădirea președinției. Toți angajații, inclusiv președintele Maia Sandu, au fost evacuați, iar edificiul a fost înconjurat de polițiști și geniști. Accesul în zonă a fost interzis mai bine de o oră, timp în care responsabilii au verificat zona. Alerta s-a dovedit a fi falsă, iar bărbatul care a făcut apelul a fost identificat. Potrivit poliției, apelul la 112 a parvenit la ora 10:20. Un bărbat comunică că are unele informații, precum că o persoană confecționează la domiciliu din trotil obiecte explozibile și el presupune că ar urma să le placeze în incinta președinției. Imediat, clădirea președinției a fost înconjurată. În jurul orei 10:30, toate persoanele din interiorul președinției au fost evacuate. Acum accesul în zonă este interzis, iar traficul de pe străzile adiacente a fost redirecționat. Aici sunt câteva mașini de poliție, o ambulanță, dar și pompierii care așteaptă, în timp ce în interior specialiștii fac verificările necesare. Nu se știe deocamdată câte persoane au fost evacuate, printre ele însă era și președintele Maia Sandu, ne-a spus consiliera sa în domeniul comunicării Sorina Ștefurță. Polițiștii nu au găsit nimic în urma verificărilor, iar în scurt timp au identificat bărbatul care i-a alertat. Acesta este din Chișinău și are 30 de ani. Potrivit oamenilor legii, el se află la evidența medicului psihiatru, iar anterior a mai făcut astfel de apeluri. Nu se știe deocamdată cum va fi pedepsit făptașul. De la începutul acestui an au fost înregistrate 15 alerte false cu bombă, iar pentru fiecare dintre ele, statul aruncă în vânt cel puțin 15.000 de lei. În funcție de complexitatea acțiunilor de verificare, suma ar putea crește la câteva zeci de mii de lei.
Cu pancarde în mâini, câțiva deputați socialiști și comuniști au protestat ieri în plen, blocând tribuna Parlamentului. Astfel, aleșii din opoziție și-au arătat dezacordul față de anularea micșorării vârstei de pensionare, care urma să intre în vigoare din 2022. Cu ce s-a terminat totul, vă spunem la știri. Cu un deficit de 15 miliarde de lei, bugetul de stat pentru anul viitor a fost votat în lectură finală. La ședința de ieri a Parlamentului, deputații au aprobat și politica fiscală și vamală. Potrivit modificărilor, toate încasările din taxa pentru folosirea drumurilor vor ajunge în bugetele locale, scutirile personale la impozite vor crește, iar salariul minim pentru bugetari va fi majorat. Printre cele mai importante prevederi ale proiectului politicii fiscale se numără și faptul că de anul viitor încasările din taxa pentru folosirea drumurilor vor fi distribuite în bugetele locale. Salariul minim pentru personalul din sectorul bugetar va crește de la 2200 de lei la 3100 de lei, scutirile personale la impozite vor fi majorate, iar cele pentru copii se vor dubla. Proiectul mai prevede anularea taxei de 2,5% pentru serviciile de telefonie mobile, care ar urma să accelereze implementarea roamingului cu țările Uniunii Europene. Pe lângă asta, prețul la accizele pentru țigările cu foi au fost majorate, fiind egalate cu cele ale țigaretelor obișnuite. Iar proiectul politicii fiscale și vamale prevede modificări la 13 legi, acesta a fost votat de 54 de deputați PAS. Comuniștii și socialiștii au fost împotrivă după ce au propus un șir de amendamente care nu au fost susținute, iar cei din Partidul Șor s-au abținut. La fel s-a întâmplat și cu legea bugetului pentru anul 2022, votată în lectură finală tot doar de PAS. Am trecut un maraton așa de amendamente. Deputații au încercat să arate cât de generoși. Un lucru au uitat să spună că pentru proiectele administrației publice locale sunt prevăzuți bani în buget, în fondul de dezvoltare regională și locală. Legea bugetului pentru anul viitor prevede cheltuieli de peste 65 de miliarde de lei, venituri de aproape 50 de miliarde de lei, deficitul fiind de 15 miliarde de lei. Ministrul Finanțelor a anunțat că acesta va fi acoperit din surse externe, dar și din vânzarea unor bunuri care aparțin statului. În lectură finală au fost aprobat și legea bugetului asigurărilor sociale, dar și cea a fondurilor asigurării obligatorii de asistență socială. O clădire din Franța s-a prăbușit în această noapte în urma unei explozii. Pompierii caută 5 persoane care ar fi rămas blocate sub dărâmături, în timp ce 4 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Deocamdată nu este clar din ce cauză s-a produs deflagrația. Blocul cu 3 etaje din Sanary-sur-Mer s-a prăbușit în această noapte în urma unei explozii. Momentan nu se știe care este cauza acesteia. La fața locului au intervenit circa 70 de pompieri. Salvatorii susțin că 4 persoane au primit îngrijiri medicale. Pompierii spun că sub dărâmături cel mai probabil au rămas blocate 5 persoane, conform mărturiilor locuitorilor din cartier. Operațiunea de căutare și salvare se află în plină desfășurare. Două persoane au decedat, iar 9 au fost rănite în urma unui incendiu produs la un centru comercial din Uzbekistan. Flăcările au izbucnit în urma unei explozii. Zeci de echipaje de salvatori, pompieri, medici și polițiști au intervenit de urgență la fața locului. Autoritățile spun că o parte din clădire s-a prăbușit. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs în urma unei scurgeri de gaze. Doi șoferi s-au luat la întrecere pe viaductul din sectorul Botanica al Capitalei. Întreaga cursă a fost filmată și postată pe rețelele de socializare, iar din imagini se vede că șoferii au circulat cu peste 150 de km pe oră. Poliția încă nu i-a identificat pe vitezomani. Imaginile au fost filmate și postate de pasagerul uneia dintre mașini pe TikTok. Din filmuleț se vede cum șoferul încearcă să-l ajungă din urmă pe cel care ar fi inițiat cursa.
La un moment dat, cei doi au început din nou să accelereze, iar vitezometrul mașinii arăta mai mult de 150 de km pe oră. Poliția ne-a spus că deocamdată nu a identificat șoferii, iar examinarea imaginilor de pe camerele de supraveghere instalate pe viaduct durează. Păi ca și camerele ce le supraveghezi, tot cineva trebuie să stea începând de noapte și tot privească segmentele video înapoi și înapoi că n-au avut loc. Partea legală, cum e procedura aceasta legală, să identificăm numărul automobilului, după care identificăm după numărul automobilului, identificăm proprietarul și ce procedură, în cum o să mai dureze. Pentru încălcarea normelor de conducere, șoferii riscă amendă de până la 1200 de lei și 3 puncte de penalizare. Iar dacă sunt la a doua asemenea încălcare în acest an, riscă amendă de până la 3000 de lei și 6 puncte de penalizare. Nu este primul caz când conducătorii auto se iau la întrecere pe străzile din capitală, iar apoi postează imaginile pe internet. La începutul anului, șoferii a două BMW-uri s-au filmat cum se întrec pe aleea din parcul Valea Trandafirilor. În septembrie anul trecut, un șofer a fost surprins de camerele de supraveghere cum circulă cu viteză excesivă pe bulevardul Ștefan cel Mare. Iar în luna mai anul trecut, șoferul unui Audi implicat într-o cursă ilegală a trecut cu viteză la culoarea roșie a semaforului și s-a izbit de un taxi. Atunci, doi oameni au murit. De la începutul anului, poliția a expediat în instanța de judecată peste 200 de cazuri când șoferii au încălcat regulile de circulație rutieră prin comportament agresiv. Magia sărbătorilor de iarnă s-a instalat deja în casa familiei Rădean din Ciorești. Datorită oamenilor cu suflet mare, cei trei frați și mama lor nu vor duce lipsă de produse alimentare în această iarnă. Iar ca să aibă unde le păstra, reprezentanții unei companii le-au adus în dar un frigider uriaș. O familie din Ghidighici i-a bucurat pe copii cu dulciuri, încălțăminte și haine, iar surpriza cea mai mare a fost un brad artificial pe care cei mici s-au grăbit să-l împodobească. Imediat ce și-au încheiat ziua de muncă, vineri seară, Dumitrița și colegul ei Iuri au încărcat într-o mașină daruri și au pornit spre Nisporeni. Vasilica, Petrica și Ionel au ieșit să întâmpine musafirii la poartă. Da, ne-a ajutat, l-ați încărcat. Da. Deși încă nu știau ce cadouri se ascund în microbuz, picii deja radiau de fericire. În câteva minute, casa lor s-a umplut cu saci plini cu produse alimentare. Dar și o surpriză. Un frigider. Nici nu am cuvinte să vă spun, nu știu. Masa plină cu medicamente din camera Viorica i s-a transformat într-o masă plină vârf cu produse alimentare. Cei care au vizitat familia le-au adus saci cu morcov, ceapă, fructe, mandarine și banane, dar și o grămadă de produse igienice. Totul culminează cu un frigider înalt de aproape 2 metri. I-a oferit documentele lui Vasilica, el a fost cel care a dorit acest cadou, cred că mai mult ca oricine. Cu ochii înlăcrimați și șocată de generozitatea oamenilor, Viorica îi urmărea de pe pat pe Vasilica, Petrică și Ionel, care măsurau cu ochii cât de mare era frigiderul. După ce l-au examinat cu minuțiozitate, băieții au stabilit pe care rafturi vor pune alimentele. Dacă așa spune, carne, tot. Stofor și Natalia i-a venit cu această idee și noi suntem un colectiv persoane care ne-am adunat toți împreună ca să facem un mic ajutor. Ne-a sensibilizat foarte mult povestea dumneavoastră și ne rugăm la Dumnezeu să vă dea sănătate și picii să crească sănătoși și alături de voi. Foarte mult m-am bucurat că pot să dau și eu o mână de ajutor din partea mea. Vă spun sincer, eu am văzut pe la Chișinău când trebuie, când am văd când pe magazine, dar la mine în casă, în cașă. Eu sunt de Dumnezeu puteri să cresc porți, să am unde se pun. Surprizele s-au ținut lanț tot weekendul. Duminică, o altă mașină plină cu daruri a ajuns în gospodăria celor trei băieți și a mamei lor. Renata și mama ei, Lilia Mititel, au fost sensibilizate de drama familiei și au decis să o ajute. Nu mai trebuie să faci
O sanie pungi pline cu haine, încălțăminte, produse alimentare și un toaster pe care frații l-au testat imediat s-au regăsit printre daruri. În casă a fost adusă și atmosfera de sărbătoare datorită bradului pe care familia l-a primit în dar și pe care cei mici l-au împodobit imediat. Familia Mititel nu a dorit să fie filmată, însă a lăsat un mesaj virtual. Pentru cei care doresc să mai contribuie, să știți că ei vă așteaptă și o să vă mulțumească la infinit pentru că sunt o familie unită, o familie unde persistă ajutorul reciproc și multă dragoste, au scris ei. Vasilica, Petrică și Ionel au în continuare nevoie de ajutorul și susținerea voastră. Mama lor suferă de cancer de sânge, iar iarna aceasta îi găsește cu un acoperiș găurit și cu puține lemne. Împreună putem schimba lucrurile în viața acestei familii și aduce magia sărbătorilor de iarnă. Datele le găsiți pe site-ul protv.md, dar și pe paginile de socializare ale ProTV Chișinău. A fost scandal ieri în Parlament. Socialiștii și comuniștii au blocat Tribuna Legislativului în momentul în care cei de la PAS urmau să prezinte proiectul care prevede anularea micșorării vârstei de pensionare. La protestul celor din blocul PCRM-PSRM s-au alăturat și deputații Partidului Șor. Pe fundalul lozincilor opoziției, cei de la PAS au votat proiectul în lectură finală, iar ulterior, pentru a potoli spiritele, Igor Gros a anunțat o pauză. În momentul în care președintele Comisiei Protecție Socială, Dan Perciun, a început să prezinte proiectul privind anularea micșorării vârstei de pensionare votat anul trecut de majoritatea PSRM Șor, deputații blocului comuniștilor și socialiștilor și-au luat pancartele și au blocat Tribuna Centrală a Legislativului. Cei de la PAS au tratat cu umor situația. Simetric, vă rog, în partea asta. Socialiștii și comuniștii au cerut amânarea proiectului pentru o altă ședință, precizând că acesta a fost examinat în grabă. Subiectul este prea important ca să fie dezbătut astăzi. Solicitarea lor însă nu a trecut. La scurt timp, deputaților din blocul PCRM-PSRM li s-au alăturat și cei din Partidul Șor. Haideți să nu ne păcălim noi pe noi. Voi v-am adus și eu sunt sigur că sunteți oameni foarte bine informați, foarte bine documentați, cu memorie instituțională, cu experiență în domeniul gestiunii treburilor publice și înțelegeți foarte bine care e impactul acestei decizii asupra legii bugetului și asupra bugetul asistenței sociale. Pentru a potoli spiritele, Grosu a anunțat o pauză, iar cei de la PAS au început și ei să scandeze în adresa opoziției. Este rușinos ceea ce se face. Și mai este încă un lucru care caracterizează actuala guvernare. Acest lucru se numește minciună, deoarece datorită minciunilor electorale, dânșii au obținut 63 de mandate în Parlament. Să vă fie rușine! Iar noi, fracțiunea parlamentară a blocului comuniștilor și socialiștilor, părăsim această ședință rușinoasă. Proiectul votat de deputații PAS prevede anularea legii privind micșorarea vârstei de pensionare, care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Astfel, vârsta de pensionare va rămâne așa cum este în prezent, de 63 de ani pentru bărbați și de 59 pentru femei, urmând ca până în 2028 aceasta să se egaleze cu cea a bărbaților. Totodată, proiectul votat prevede și acordarea pensiei prealabile, indiferent de vârstă, pentru cei care reușesc să obțină un stagiu de muncă mai mare decât cel standard. Va fi modificată și formula de indexare, urmând ca acest lucru să se întâmple o dată în an, fiecărui pensionar fiindu-i oferită o majorare fixă. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!